Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou review. Ei bine, astăzi ne vom uita la un controller foarte, foarte tare de la băieții de la Genesis. Acesta este Genesis PV65. Este un controller foarte, foarte tare de buget. Controllerul este simplu în stil de PlayStation, dar este disponibil și în variantă de Xbox. În comparație cu cel de la PlayStation, este puțin mai mic și mai ușor, dar nu e o diferență așa mare. Ce m-a impresionat foarte mult este faptul că este plug and play și wireless și pur și simplu conectezi dongle-ul wireless în calculator și poți să te joci. Butoanele sunt foarte ok, nu perfecte, dar foarte ok. Motorul de vibrații este și el foarte ok, dar eu personal opresc vibrația controllerului în jocuri pentru că nu prea îmi place. Aranjarea butoanelor este standard ca la PlayStation și pe partea de jos se află 4 LED-uri care îți indică al câtelea player ești, în caz că ai mai multe controlere. Știți că la PlayStation se aprinde roșu, galben, albastru, verde, nu mai știu, și ți indică practic ce player ești. Așa e și la ăsta, doar că ți arată pe LED-urile aia de jos. Cel mai tare lucru la controllerul ăsta este prețul său. Acesta variază între 90 și 100 de lei, care după mine e un preț extrem de bun pentru că ți iei și un controller bun, care e și wireless și plug and play. Spre exemplu, controllerul de Xbox, ăsta e, pe care l-am cumpărat acum un an și ceva și am dat 2.500.000 pe el. Într-adevăr, se simte un pic mai fancy, da? Butoanele sunt mai ok, sunt mai așa, mai clicky, mai știi? Dar l-am scăpat de foarte, foarte, foarte multe ori pe jos și s-a stricat. Aproape s-a stricat. Tot luam cablu cu mine, știi? Puneam controllerul pe masă și când să mă întorc să plec, luam cablu cu mine și controlul, pac, se punea de pământ și l-am făcut cam praf. Bine, el încă merge, doar că aici iese cablul, când îl bag, iese din ăsta, știi? Și nu e wireless, asta vreau să zic, și e 2.500.000. Ăsta e mult mai ieftin. Se simte un pic că e mai ieftin, nu cu mult, puțin așa. E mai ușor, mai micuț, chiar e foarte fain dacă ai mâini mici, e super. Dar mă, frate, e wireless și e și ieftin, adică cu banii de ăsta îți iei două de-astea și încă jumătate, adică dacă mai pui 50 de lei, îți iei 3 și faci mare LAN party la tine acasă, serios. Și nu spun asta pentru că sunt sponsorizat, pentru că chiar nu sunt, pur și simplu controlul ăsta e foarte fain. Eu inițial, când am luat PlayStation-ul, am vrut să-mi conectez controllerul ăsta, știi, la calculator. Dar faza e că la ăsta îți trebuie un software special să faci niște chestii. Bine, și e și cu fir. Și trebuie să te complici cu software-uri și chestii și nu știu dacă merge și wireless. Așa că le-am apăsat de Xbox pe care l-am stricat până a venit ăsta, chiar e foarte tare. Spre exemplu, am jucat Rise of the Tomb Raider cu el și se simțea super mișto vibrațiile și tot. Când cădeam de pe munte și chestii, era super, super tare. M-am jucat foarte mult GTA cu el și chiar mi s-a părut super, super tare. M-am mai jucat cu el parcă o dată FIFA și a fost ok. Deci da, ăsta chiar e foarte, foarte tare, îmi place. Nu știu, mă, frate, eu v-am zis părerea mea sinceră despre acest controller. Dacă vreți să-l cumpărați, aveți un link în descriere. Pentru 90 de lei, credeți-mă că eu chiar mi-aș cumpăra 20, ești nebun, sam, așa, știi? Controlul e foarte fain, dacă vreți să vi-l luați, aveți un link în descriere. Și da, cam asta a fost acest review, eu am fost Gami, noi ne vom vedea data viitoare. Pa!